cele mai importante meciuri pentru România din ultimii 5 ani se joacă chiar astăzi. România-Kosovo este cel mai important meci din ultima perioadă, unde poate vom afla soarta decisivă dacă ne calificăm sau nu la campionatul european din Germania din anul 2024, unde fratele vostru vrea să fie neapărat prezent, dar să susțină România în principal, fraților. Bineînțeles, vom merge acolo și la alte super meciuri, așa că avem neapărat nevoie de o calificare și în următoarele ore urmează să merg la acest super meci, să susțin bineînțeles România, iar pentru clipul de astăzi m-am îmbrăcat direct cu cel mai valoros tricou al meu cu România, semnat de Gică Hagi. Voi sta cu el îmbrăcat la meci pe tot parcursul partidei și sper să fie la fel de multă lume cum a fost și cu Israel, chiar dacă am avut un meci ceva mai slab. Eu sper astăzi neapărat într-o victorie și apoi, de ce nu, să facem un rezultat bun și cu Elveția. Sunt nerăbdător să plec mai repede de acasă, deoarece meciul este direct în 2 ore, așa că vreau să strigăm împreună Hai România și să vedem astăzi foarte multe goluri. Dar înainte să plecăm spre stadion, voiam să vă anunț că cei de la Logitech v-au pregătit mega reduceri la o grămadă de produse de gaming. Puteți găsi chiar și căștile pe care le am și eu și sunt foarte mulțumit de ele. Plus de asta, noua gamă de gaming din partea Logitech: tastaturi, mouse-uri, căști, controller, volan, absolut tot ce vă doriți. Știu că sunteți pasionați de jocuri și ați vrea să vă cumpărați un produs, mai ales că ușor se apropie și sărbătorile, așa că vă las chiar acum linkurile în descriere de unde puteți găsi cele mai bune prețuri. Mergeți acolo, uitați-vă la ei pe site și cumpărați-vă produse Logitech, pe care, mai zic o dată, le recomand cu încredere. Și ajungem direct în fața stadionului Național Arena, unde momentan nu este atât de multă lume, să știți, însă data trecută la meciul versus Israel, acolo unde nu am reușit să ajung, s-au dat tricouri gratis din partea sponsorilor principali. Tricouri cu România galbene cu Joma. Poate cine știe și în seara asta schimbăm și un tricou ăsta retro cu unul mai nou, se califică România sau nu. Eu nu mai întreb pronostic în seara asta, doar dacă ne calificăm sau nu. Eu sper că ne calificăm. Și eu sper, știi cum, un egal în seara asta și să batem Elveția. Ar fi cel mai frumos. Cel mai simplu ar fi invers. Crezi că se umple stadionul? Sper că da. Sper, mai ales că e marți astăzi, așa sper și eu, și să-mi dea tricouri. Hai să facem să se fie acolo forță. Direct pe vlog. Baftă multă și Hai România. La fel, fraților, toată lumea este pregătită. Sper în această seară să avem goluri în primul rând, dar așa cum am zis-o, îmi doresc foarte mult o calificare din partea României. Poate, nu știu, facem egal astăzi și batem Elveția, nici nu mă interesează. Mulți zic că de ce să ne calificăm rușinos? Băi, mai bine rușinos și să mergem la Euro 2024 să susținem România în Germania. Hai să vedem câte lume n-au. Let's go! Și intrăm, boșilor. Intrăm, bă, stadionul gol și niciun tricou. Mamă, unde am ajuns, fraților? Am greșit meciul. Stadionul gol cu o oră înainte de meci, ce se întâmplă? Bă, fraților, n-am nimerit stadionul bine, ce se întâmplă? Stadionul gol cu o oră înainte de meci, pe bune? Și niciun tricou galben. Da, mâna, că avem un cadou până la urmă. Băi, sunt cadouri, dar nu tricouri. Ci revistă. Vom reuși împreună. În seara asta nu îmbrac cu revista. Și învăț de șapte de române. Mamă, chiar vedeți că eu mă cam încurat de șapte de române. Nu e de glumă. Acum nu o să mă mai încurc, îl citesc de aici. Mamă, echipa de start oare? Da, echipa de start, cât de tare. Cât de fain echipa de start. Și... mamă, ce e asta, tată? Fii atent că sunt capitan în seara asta. E din asta de capitan, cred. Să-mi o pun aici. Deci asta e banderola de capitan, vă zic eu. Băi, fraților, am aflat de fapt, nu e banderola de capitan, e ceva balon, tobă sau steag. Și steag, nu? Deci ceva steag și ceva să umpli, să faci zgomot. Și fii atent. Eu am zis că nu trebuie pronostic în seara asta. Da, zi-mi un scor. Da. Și mergi cu mine în Germania la Euro, dacă e? Da. Mergem să vedem și pe Ronaldo. Cum ar fi să picăm cu Portugalia în grupă, să vedem Ronaldo versus Alibek. Câștigător România, nu? Da. Ce Ronaldo versus cum? Câștigăm campionatul european? Alci, două pe aia, da. Deci câștigăm campionatul european, nu se mai poate. Și oficial, portarii noștri ies la încălzire. Ia uitați-i. Pe toți trei acolo frumos cum se încălzesc. Dar în continuare susțin. Stadionul gol, fraților. Stadionul gol, ce se întâmplă? Băi, s-o fi schimbat fotbalul în România, e cam Bundesliga, cam Premier League. În ultimele 5 minute se umple tot stadionul. Doamne ajută, eu chiar sper să fie foarte multă lume astăzi, dar v-am zis, mă așteptam totuși să fie mai aglomerat un pic, pentru că e un meci aproape decisiv. Dacă câștigăm, suntem în cărți, șanse mari la calificare, dacă l-am pierdut. Și oficial, jucătorii noștri ies la încălzire. Ia uitați aici, un skill scurt făcut de Cicâldău. Stanciu, Drăgușin, Florinel Coman, hai Florinele. Cum te-am învățat? E frică să bage la creație. Mamă,
Sunt puțin supărat pe fratele Pușcaș, dar poate și a revanșa astăzi, dar nu știu ce să zic. Și acolo, restul băieților la o minuță, Denis Anicet, acolo cred că sunt titularii totuși. Nu știu cât de mult s-a schimbat formația față de meciul cu Israel, însă trebuie să recunoaștem un lucru. Kosovo este clar sub Israel și ar trebui totuși să marcăm, eu zic, măcar un gol. Acolo sunt băieții, primii 11, Pușcaș titular, poate și Yanis Hagi, uitați-l. Yanis Hagi, Florinel Coman, Nicușor Stanciu, v-am zis, singurul la care am emoții este clar Pușcaș. În rest îmi place echipa, arată bine. Și Burcă. Vasile, ai văzut cine e? Văzut, fratele Burcă, care ne-a dat tricoul la Cluj. Exact. Oficial suntem delegați pentru acest meci, observator principal, din partea prietenului meu, Vasile, pe care îl salut. Salutare. Ia zi, un pronostic. În seara asta o să batem cu 2-0 și 2-0? O să marcheze ciclul tău. Ok, și care putem să spunem e prieten cu tine, te știi, da, cu el, da. Așa. Și mi-aș dori de suflet să marchez și Andrei Burcă. Asta am văzut și Burcă, evident, exact. Mamă, cum o să fii coleg de liceu cu Burcă? Cum era liceu Burcă? Era un tip foarte serios. Da, așa cum de... Da, da, deci era un profesionist încă de la 16-17 ani. Ce tare. L-am văzut și la Bateau când juca. Mă, tu știi, practic, da, de la început, din curtea școlii, ca să zic. Cam așa ceva. Pe de acolo a început, cât de tare. Mereu a avut acel ceva în el că va ajunge departe. Eu sunt foarte mândru și bucuros că am avut o prezentație frumos de mic. Exact. I-am văzut evoluția la Bacău, da, după aia la Bătășani. Apoi la clubul meu de sub la CFR Cluj. Aoleo, aici nu mai suntem prieteni. Nu mai suntem prieteni. Știți că nu sunt cu CFR, dar nu contează, în seara asta suntem prieteni. Corect. Și hai România. Hai România, exact. Hai România și victorie și hai să mergem la Euro. Doamne ajută. Tocmai ce vorbeam de ele, uitați-le. Andrei Burcă. Fraților, și vă putem spune, biletele din această seară sunt primite chiar de la un jucător din echipa națională, care din păcate este rezervă, capitanul celor de la FCSB, Darius Solaro. Fraților, caracter, caracter, ne-a dat și tricou acolo, acum ne dă și bilet la meci, numărul 1, îi mulțumim mult de tot. Darius, hai la mea. Îl bagă în repriza a doua și dă gol. Doamne ajută. Un gol de la de 20 de metri, Paul Pogba și gata. Bă, fraților, să știți că a mai venit lumea, ia uitați-vă. Deci cred că am ajuns eu prea devreme astăzi și nu mi-am dat seama. Uitați-vă și voi, nu este full stadionul, cel puțin inelul 3 gol-goluți aproape, dar rest ușor-ușor se umple stadionul. Hai să înceapă și meciul, gol minutul 2. Fii atent, Vasile, că apărăm și noi, pregătește-te de un sărut. Hai, Vasile, apărăm. Așa, da, respect. Aici fii atent că sunt mai multe cupluri. Mamă! No, I'm so cool, no, I'm so cool. Au pus Samantha. Mamă, cum a fost ăsta, bine de tot. Bine rău, gata, a cucerit-o. Fii atent că ai să pupă toți, că-s mulți. Cam încurcă un pic. Fii atent că ne filmează și pe noi. În acest moment, intră echipă. Nebunie, hai să vedem. Bancu, Nicușor Tanciu, Moldovan, Yanis Hagi, Lorinel Coma, Andrăgușin și Căldău Burcă, Rațiu și cu Pușcaș. Și acolo jucătorii celor de la Kosovo cu Murichi, Rașica, multe vedete și în echipa lor. Imnul României. Victoria,
stați să văd dacă am învățat imnul bine. Da, mă, da, da, gata. L-am cântat bine. În moment de reculegere pentru incidentele din Maroc, acolo unde s-a implicat Cristiano Ronaldo, mult respect și lui Ronaldo pentru toată implicarea acolo. Și o palmă morală tot atât de Cristiano Ronaldo, pentru că știți că la Cupa Mondială fanii Marocului au râs de el și iată că acum el se implică ca să ajute victimele de acolo. Foarte frumos. Bă, fraților, și uitați-vă, cui a mai dat Darius Tolaru invitație? Îl știți pe băiatul ăsta? Fă cu mâna. Și bă, Mbappé! Mbappé! Hai să înceapă meciul! Începe meciul România în posesie. O parte din galeria României, ia uitați acolo, toți îmbrăcați în negru. Și hai să vedem. Și cine vine aici, fix aici lângă noi? Djokovic, jucătorul celor de la FCSB, ia uitați-vă. Această zonă în care stăm sunt fix jucătorii de la FCSB, cât de tare. Dar tot e numărul 1. Oh, oh, frumos! Așa da, așa da, așa da, tiki-tac. Kerashika. Aoleu, aoleu, bine Moldovan, bine Moldovan. Bravo, băi, Moldovan, bravo. Moldovan, un portar sigur, oferă siguranță României mereu. Este acolo, bine în poartă, poziționare. Vreau să crezi ce card o să aibă în nou joc EFC24, pentru că m-am zis, joacă excelent. Hai, Florinul, hai de dată. Aoleu, aoleu, aoleu. Jos, bine! Și avem primele fumigene acolo, Basarabia e România, dar în continuare, inelul 3, bate vântul, tată, bate vântul. Dar se pare că meciul este oprit, Ianis Hagi se duce la suporteri din cauza unui banner pus acolo împotriva celor de la Kosovo. Mamă, să sperăm că nu se întâmplă nimic grav, efectiv, arbitru oprește meciul din cauza acelui banner. N-am mai văzut până acum, doar la televizor am văzut. Să sperăm că nu sunt probleme, deoarece toată banca celor de la Kosovo... Ia uitați-vă și voi! Toată banca celor de la Kosovo s-a ridicat și sunt foarte nervoși. Vedeți acolo? Ia uitați! Rașica cred că vrea să sară la bătaie ceva. Mamă, uitați-vă și voi! Ia uitați-vă, ia uitați-vă cum fac! Mamă, câți nervi sunt acolo! Mamă, mamă, mamă! Mamă, mamă, nebunie! Mamă, uitați-vă ce e acolo, efectiv! Jandarmi, Nicușor Stanciu, toată lumea acolo. Băi, ce se întâmplă efectiv? Nu se poate așa ceva! Meciul este întrerupt! Nu se poate așa ceva! Și a dat banner, au dat bannerul, fix acum l-au dat, dar prea târziu! Urât, 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 mult prea târziu! Nu se poate așa ceva, la ce asistăm! Delegații UEFA au venit și ei. Meci suspendat, oare pierdem calificarea la Euro din cauza unui banner? Ar fi fabulos, incredibil. Au venit jandarmii și discută cu suporterii acolo, dar 100% n-au ce să le facă, sunt și femei acolo, 100% și copiii, n-au cum să-i gazeze, Doamne ferește sau ceva. Până la urma urmei, da, trebuiau controlați cei care au venit cu acel banner, suporterii de acolo n-au nicio vină. Primul anunț oficial, să ne comportăm civilizat, da? Așa este, da, să sperăm că nu se suspendă meciul. Toată lumea efectiv nu scoate un sunet și așteaptă revenirea echipelor, dar să vedem, niciun semn până acum. Lumea nu mai are răbdare și începe să fluiere. În continuare, tabela bineînțeles că merge, este în minutul 32. Dar de aproape 10 minute, un sfert de oră, nu se mai joacă fotbal, liniște de plină, nu mi-e să cred. E prima dată când mi se întâmplă așa ceva, zici că toată lumea e la pini. Șefule, dau la pariu că n-ajunge în teren. Dar nu dai, frate! Rezervele ies la încălzire, deci Alibec râde, cred că e de bine. Mihailă, Alibec și nu știu cine e cu spatele, nu-mi dau seama. Oh, fabulos, minutul 43. Oare la pauză vine arbitru să fluere? Final de prima repriză și după aia să continuă suspendarea? E prima dată mi se întâmplă ceva, nu știu, nu știu ce să se întâmplă. Din ce țin minte, singura dată când un meci a fost suspendat sau așa țin minte, a fost cazul Bricheta. Nașca Rapid vs Steaua și un jucător a fost lovit cu bricheta, atunci s-a întrerupt de tot. Dar la România nu mai țin minte să se vină vreodată așa ceva. Vești bune, timpul se resetează, minutul 17 din nou, revenim de unde am plecat. Toată lumea stă acolo, ia uitați-vă și așteaptă. Nu se poate, îi scot? Îi scot! Mamă, delegații FRF, dar Borleanu nu s-a dus. Mamă, moment periculos acum, incredibil ce se întâmplă acolo. Tot stadionul cuiduie,
deoarece acești fani strigă România. Mamă, mamă, ce se întâmplă? Vești bune, partida Serie A într-un final după aproape 40 de minute. Cu mențiunea, la prima abatere, primul banner sau prima scandare, s-a terminat totul pentru noi, credeți-mă. Adio, campionat european, trebuie să avem mare grijă. Bă, fraților, efectiv un avion a fost trimis de pe altă planetă. Încep să vină din jucători, dar din rezerve. Hai să vedem. Da. Vin oaspeții, vin cei de la Kosovo, care sunt aplaudați în acest moment. Sunt aplaudați. Nu huiduiți. De ce huiduiți? Și cei de la Kosovo, nu știu dacă intenționat sau nu, merg în zona aceea a suporterilor care au afișat bannerul. A venit un delegat să le spună să plece. Intră băieții noștri, hai! Sireanis! Hai mă că putem, hai, acum e șansa noastră, acum! O încălzire care durează aproape 10 minute și văd că tot nu începe meciul. Și avem și vești proaste. Următoarele 4 meciuri le vom juca fără suporteri. Exact când aveam nevoie mai mare. Și acum stau să mă gândesc, 4 meciuri, cum ar fi la Euro? Cum ar fi la Euro să n-avem suporteri? Din cauza a ce s-a întâmplat acum. Se reia meciul Israel-Belarus 0-0. Vești bune de acolo. Hai să vedem, mamă băieți, acum. Brazilia sau Argentina, meciul se va termina după ora 12 și jumătate încolo. Da, Alibec, două goluri. Băi, fraților, tot stadionul sare în aer, Puskás iese de pe teren și intră Alibec și Dani zice că Alibec dă două goluri. Băi, fraților, vești proaste, Israel dă gol în ultimul minut cu Belarus, așadar avem nevoie obligatoriu de victorie în seara asta pentru a avea șanse de calificare. Și acum schimbarea clasică a lui Edi Ordănescu, Moruțan și Mihăilă.
oamenii care au reușit să dea gol Elveției. Hai cu golul, acum e momentul. Iese Hagi și cu Florinel Coman. Și omul care a făcut posibil să vim astăzi aici pe stadion, Dariu Solaru, șeful biletelor. Cum ar fi să marcheze? E la mine, bă! Bravo, băieții!